Autoritățile Sălăjene avertizează populația asupra pericolului pe care le reprezintă ciupercile otrăvitoare și îndeamnă pe Sălăjene să manifeste o atenție sporită. Cu detalii suplimentare despre acest subiect vine colegul nostru Adrian Lungu. La prima vedere, doamnelor și domnilor, această ciupercă pare a fi una comestibilă. Însă nu, din păcate nu este o ciupercă care poate fi consumată, situații în care uh, reprezentanții Regiei Naționale a Păduilor, dar și medicii ne avertizează să avem mare, mare grijă atunci când culegem ciuperci din pădure pentru că s-ar putea să fie otrăvite. Una peste alta însă, există și pericol să cumpărați ciuperci de la comercianți ambulanți, să credeți că ele sunt comestibile și de fapt să vă pună sănătatea în pericol, să nu uităm că în ultimii ani au murit foarte mulți români după ce au mâncat acele ciuperci uh, o trebitoare. Una peste alta reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sălași ne avertizează să nu consumăm ciuperci cumpărate de la colțul străzii sau din alte locuri neautorizate. Este de preferat să cumpărăm aceste ciuperci fie din locuri autorizate, din magazine sau de la centre de colectare, acolo unde există specialiști care se pricep dacă aceste ciuperci sunt sau nu comestibile, astfel încât să nu ne punem viața în pericol, pentru că multe din aceste ciuperci pot fi extrem, extrem de periculoase.